Mi-amintesc că în Academia Militară că profesorul nostru de istorie ne spunea că istorie contemporană nu se face pentru că acela care o face riscă să fie subiectiv. Dumneavoastră v-ați asumat acest risc și am constatat că nu sunteți deloc subiectiv în aprecierea evenimentelor, dimpotrivă, le tratați cu un maximum de obiectivitate. Spun acest lucru pentru că evenimentele pe care dumneavoastră le descrieți aici, eu am fost martor la ele, în București, îndeplineam funcția de comandant al unității care avea, la Revoluție, care avea în pază televiziunea, radiodifuziunea și palatul telefonilor și alte vreo câteva obiective foarte importante. Iar după ce ați venit dumneavoastră ministru de interne, am fost promovat la Brigada 11 București, adjunct pentru învățământ. Am foarte multe lucruri de spus, dar nu am obiceiul să plictisesc auditoriu. În cartea aceasta vor întâlni cititorii dumneavoastră vreo, o afirmație în vreo câteva locuri, care s-ar putea să șocheze. Spuneți că după ce misiunile se terminau în piața universității, veneați la comandamentul trupelor de jandarmi în miez de noapte și luați masa cu soldații, cu militari în termen. Eu pot să confirm acest, deci am fost martor la acest mod de a se purta al domnului ministru. Felul dumnealui de a conduce ministerul a lăsat o impresie excepțională în rândul personalului Ministerului de Interne, dar mai ales în rândul militarilor din trupele de jandarmi, având în vedere și relația strânsă de prietenie cu fostul nostru comandant, regretatul general Ion Bunaica, cu care și eu am avut o relație strânsă de prietenie, un ofițer de o destoinicie ieșită din comun, cu o cultură militară și generală, de asemenea, de excepție, un om care, dacă n-ar fi murit în împrejurările acelea, așa cum le descrieți dumneavoastră și sunt de acord cu ce spuneți că nu cred că acolo a fost accident, cred că jandarmeria română parcurgea mult mai repede pașii pe care i-a parcurs și a ajuns astăzi o instituție respectată în opinia publică. Am avut posibilitatea, citind această carte, să rememorez cu vie emoție evenimentele pe care dumneavoastră le descrieți cu maximum de obiectivitate. Mai ales pe cele din București, pentru că acolo am fost prezent. Dar m-au șocat niște imagini cutremurătoare pe care le vor găsi cititorii în această carte, de care nu știam. Și un singur exemplu dau, la Cugir, un milițian, după ce i s-a dat foc, cetățean, i-a tăiat urechea și a început să o mănânce. Fapte care se petreceau în 1989, la 41 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului de la 10 decembrie 1948, când vorbeam despre dreptul la viață ca drept fundamental și așa mai departe. Nici vorbă de așa ceva. Sau faptele cutremurătoare petrecute în județele Harghita și Covasna, pe care dumneavoastră de asemenea le descrieți cu maximum de obiectivitate. Și l-am cunoscut acum pe domnul colonel Nicu Silvestru, auzisem de dânsul, văzuse la televizor, și am mai citit și în alte lucrări ceea ce s-a petrecut la Sibiu. Este incredibil, este înfiorător. Nu pot să descriu în cuvinte ce fapte abominabile s-au putut petrece în acel oraș, între două instituții care cu două luni înainte fuseseră oamenii reprezentanților, fuseseră prieteni, băuseră împreună, mâncaseră împreună și acum deveniseră dușmani de moarte. Dar nici în Evul Mediu cred că nu s-au petrecut asemenea fapte abominabile. Eu sugerez celor prezenți să ia această carte, să o citească, pentru că nu vor regreta. Este, după părerea mea, o carte excepțională și abia aștept volumul 2 și vă felicit din toată inima și vă doresc mult succes și mă bucur că l-am revăzut. Pentru că în ochii jandarmilor, dumneavoastră ați rămas cel care ați reînființat jandarmeria la 5 iulie 1990 prin hotărâre de guvern pentru care dumneavoastră v-ați luptat.